Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne reîntâlnim de această dată cu un tânăr, Cârlan. Dar Cârlanul pe care l-am invitat în această seară, prin venele lui, curge sânge de pesedist autentic. Mai bine Cârlan decât nici cal, nici măgar. Știți că e o expresie din asta populară și sper că nu deranjez pe nimeni cu această expresie. Pentru că ori ești pesedist, ori ești independent, Dumnezeu știe. Doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară este domnul Răzvan Cuc, administrator public al Consiliului Județean și un politic de marcă, aș spune eu, al PSD-ului. Bună seara și vă mulțumesc. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Bună seara și respectatorii dumneavoastră. Domnule Răzvan, săptămâna aceasta, nu numai pentru mass media, pentru întregul nostru târg, a fost așa o explozie. Ceva care parcă i-a mai trezit la viață pe Giurgiuveni, cu toate că mi-ar fi plăcut să-i trezească la viață ceva bun. Eu știu, o fabrică. Fabrică la care să-i dăm drumul, să-i tăiem pamplica și să asigurăm câteva zeci sute de locuri de muncă. Numai că noi îi trezim la viață pe Giurgiuveni cu o problemă la care nu se aștepta. Mare parte dintre giurgiuveni se așteptau ca acum când la conducerea primăriei e un reprezentant al PSD-ului, cel puțin deocamdată, iar la Consiliul Județean sunteți dumneavoastră, tinerii, domnul președinte al Consiliului Județean, Marian Mina, dumneavoastră, alături de alți tineri care fac parte din Consiliul Județean și nu numai tineri, dar preponderent tineri. Oamenii se așteptau ca de acum să se producă o schimbare. Așteptăm de 26 de ani schimbarea și credeau dumnealor că a sosit un moment al schimbării în bine, s-au cam săturat de relele care au tot curs. Când era la primărie PSD, era la Consiliul Județean opozanților lor PNL-ul și invers și tot așa, acesta era motivul primordial pentru care se spunea că noi nu am putut realiza mare lucru, că nu am fost noi. E, uite că acum am fost noi, sau suntem noi, și a apărut această discuție care, mie unul sincer, nu-mi place. Da. Pot să încep? Da. Bun. Da, o întrebare foarte bună, dar în același timp eu aș spune un lucru. Cred că pentru Giurgiuveni trebuie să fie o veste bună. Pentru că noi ne-am dus la primărie, la Consiliul Județean să facem administrație, nu ne-am dus să facem politică. Și după cum bine vedeți, ceea ce s-a întâmplat în cursul acestei săptămâni, vorbesc de ședința de Consiliul Județean de marți, pentru că la ea faceți referire în momentul când s-a trecut zona liberă. De fapt, practic când, din punct de vedere legal, zona liberă s-a întors la deținător, la proprietarul ei, așa cum a fost desemnată prin hotărârea de guvern proprietar pe teren zona liberă din domeniul public al statului, în domeniul public al județului Giurgiu și aceea a fost transferat în 2008, știți speța foarte bine, dar dacă vreți o să o descriu și eu mai pe larg. Practic, noi am venit cu un proiect de dezvoltare al zonei libere, pentru că, eu vă spun un lucru, eu sunt convins că foarte multă lume se va supăra în momentul în care îi vom pune la treabă și este normal să existe o reticență. După cum ați văzut, eu și când am fost la zona liberă și când am fost la Ministerul Transporturilor, nu am fost tocmai acea persoană care să fie, să se mulțumească cu o anume blazare care o fac toți după un timp. Nu. Mie îmi place să muncesc. Lui Marian Mina îi place să muncească. Întregi echipe ne place să muncim. Și atunci, noi trebuie să venim să generăm niște proiecte. Noi nu ne eu am spus și chestia asta în conferință de presă. Noi venim, practic, să arătăm că ce am promis cetățenilor vom respecta. Și chiar dacă n-am promis vis-a-vis de zona liberă, că eram la Consiliul Județean, anumite lucruri concrete și le-au promis alții, ideea este următoarea. Noi vrem să implementăm, avem o viziune, avem un scadențar, ca să spun așa, și noi trebuie să confirmăm. Deci oamenii ar trebui să fie bucuroși. Noi ne-am dat un subiect de scandal. Mare atenție, noi am venit cu un proiect. Un proiect pe zona liberă, un proiect pe apa service. Cine vrea să-l transforme într-un scandal politic este treaba lui și n-are decât să o facă. Eu știu că politica se face la sediul partidelor. Ori, între noi și primărie, poate fi cel mult, să zicem,
o dispută, deci n-ar avea de ce să fie o dispută, din punct de vedere administrativ, care o putem tranșa între cele două instituții. Fără a face foarte mare tantam. Eu încerc să nu vă spați că vă întreb. Am înțeles ideea. Dar totuși, explicațiile oamenilor, ce a generat aceste discuții în contradictoriu? Pentru că cel care a pornit această discuție, trebuie să recunoaștem, este președintele organizației municipale a PSD-ului, primarul municipiului, reședința de județ, cum îi place domnului primar să spună, da, probabil ca să întărească poziția pe care o ocupă, municipiu, reședință de județ. Și după conferința noastră de presă, noi avem o serie de acuze. O să le discutăm în partea a doua a emisiunii. Nu după conferință, noi conferința de presă am făcut-o după conferința dânsului. Dumneavoastră ați avut înainte ședința de consiliu extraordinară. Da, exact. După ședința noastră, domnul primar a făcut imediat conferință. A venit imediat cu o conferință de presă a primarului marțea, când sunt trei ceasurile. Eu știam că miercurea dumneavoastră de regulă are conferința de presă. M-a surprins puțin, mă gândeam că poate să fie subiectul conferinței de presă ceva legat de zona liberă. Chiar v-am și spus după ce am plecat de la dumneavoastră că bănuiesc că acesta va fi subiectul, dar nici de cum, la ce s-a ajuns. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost și la conferința noastră de presă, care am ținut-o miercuri în ziua următoare. Da. Unde ați văzut că noi am discutat din punct de vedere administrativ și tehnic. Și vă felicit pentru lucrul ăsta. Și nu am de gând să intru, am și spus-o și în conferință, a spus-o și Marian. Noi nu avem o dispută cu primarul președință, cu primarul municipiului Giurgiu. Noi avem, trebuie să confirmăm și să arătăm cetățenilor că pentru votul și încrederea care ne-au acordat-o, noi dezvoltăm orașul. Nu o să stăm după nimeni să așteptăm să, cum să vă spun, să ne dea ceva de-a gata. Nu, noi tot timpul am muncit foarte mult pentru lucrurile care ar trebui să le dobândesc și așa voi face și de acum. Ori eu știu un lucru, că dacă noi venim cu un proiect sustenabil, putem dezvolta și putem face din zona liberă un generator de locuri de muncă. Chiar dacă de anumite persoane a fost luată în derâdere această afirmație, zona liberă are acest potențial. Numai că, ca în toate proiectele, trebuie să fim foarte atenți. Și am spus-o, trebuie să avem o discuție cu toate firmele din zona liberă, care în momentul de față, și vorbesc acum, eu am făcut această discuție în urmă cu ceva timp, dar discuția făcută de mine are o vechime de un an de zile. Într-un an de zile s-au întâmplat multe. Vedem că în zona liberă înainte era un număr de firme, acum este un număr mai mic de firme, ceea ce ne indică un lucru destul de îngrijorător, dar pe care îl bănuiam, faptul că nu mai este atractivă pentru anumite firme să vină în zona liberă. Pentru că nemai având regimul care l-a avut până în 2007, de zona liberă, când erau niște facilități fiscale, acum toate firmele vin și practic trebuie să suporte toate taxele și care erau existente pentru regimul de zonă liberă, dar nu beneficiază de condițiile de zonă liberă. Niște costuri în plus, practic. Tocmai din acest motiv, am spus-o și o repet de 100 de ori chestia asta și este pe înțelesul, cred că, pe înțelesul tuturor oamenilor. Faptul că zona liberă ar reduce aceste taxe sau am transforma o parte din zona liberă în parc industrial, pe de-o parte ar fi benefic pentru faptul că parcul industrial este eligibil pentru atragerea de fonduri europene. Fiindcă eu vă spun foarte clar, zona liberă nu a beneficiat de nicio infuzie de capital din partea primăriei, cel puțin cât am fost eu director general. Pentru că n-a avut de unde să dea banii aceștia. Pe de altă parte, parcul industrial, vă spun că este eligibil pentru atragerea de fonduri europene, zona liberă nu este eligibilă. Noi cu zona liberă am intrat partener într-un proiect cu un lider de proiect ILR Logistic România și ne-am calificat, e simplu, pentru că banii veneau direct de la Comisia Europeană. Dacă ar fi fost vorba de o autoritate de management din România la care să accesăm noi fondurile, nu am fi fost eligibili. Deci, am avut oportunitatea și am discutat foarte mult cu Marian Bujor, cu reprezentantul ILR Logistic România, un om de foarte mare ispravă, pentru că vă spun un lucru. În viața asta am învățat niște lucruri, că până la vârsta mea, frate, care cred că m-au marcat și îmi vor marca de acum înainte toată viața existența. Dacă faci un lucru bun, îl poți face în echipă. Nu poți, cine spune că a făcut singur, că a câștigat singur sau că face totul singur, ăla este un om care
din punctul meu de vedere, niște probleme de comportament și niciodată nu va recunoaște valoarea echipei. Eu cu echipa am făcut tot ce am făcut. Și la zona liberă când am făcut profit, și la zona liberă când am făcut drumul, și la zona liberă când am accesat fonduri europene în echipă și cu oameni. Drumul care l-ați făcut în zona liberă, l-ați făcut din surse proprii ale zonei libere sau? Drumul care l-am făcut în zona liberă, cel care știți foarte bine că l-am făcut, fiindcă zona liberă și lasă un angajament față de o firmă care a investit, a fost făcut printr-un credit, deși se plătește din fonduri proprii. Drumul care îl vom face, știți foarte bine, care va lega punctul de acces de cheu, este făcut pe fonduri europene și reconstrucția, reconsolidarea cheului din zona liberă. Dar, ca să revin la ce spuneam, ideea este următoarea. Pentru a atrage și pentru a satisface oamenii din zona liberă și firmele din zona liberă, în primul rând trebuie să le dăm o infrastructură. Totul se rezumă la infrastructură. Vedeți că în momentul când se construiesc, se fac investiții undeva, se caută punctele de acces cele mai benefice. Asta vrem și noi, să transformăm, să facem fiecare drumuleț din zona liberă să fie asfaltat, astfel încât să devină atractivă pentru alte firme care să vină. Pe de o parte, în zona de parc industrial vor beneficia de facilități, că nu se plătesc taxe pe clădirile care fac parte din parc, taxe pe terenuri, nu se plătesc autorizații de construcție, de demolare. Pe de altă parte, partea care va rămâne zonă liberă, dar repet, asta în urma recensământului care le vom face în rândul firmelor, să vedem care dintre ele mai folosesc regimul de zonă liberă. Că vor mai fi 5-10 firme care o folosesc și nu putem să le privăm. Că sunt niște capacități de producție. Nu poți să-i spui omului, bă, știu eu, acum ți închid ție zona liberă și eu fac parc industrial. Totul trebuie să se facă într-o logică, nu să fie un heirupism. Bașca, Consiliul Județean, poate manageria mult mai bine toată această transformare și vă spun un lucru primordial. Proprietarul terenului de drept este Consiliul Județean. Da? Deci sperăm că se pune în aplicare o hotărâre a Curții Constituționale și se aplică anumite reglementări legislative care s-au petrecut de-a lungul, în urmă cu un an de zile, ele se aplică și se aplică acum. Deci nu este niciun scandal, nu este absolut nicio ceartă, noi avem un proiect, avem o viziune și chiar vrem să facem din această zonă liberă un lucru extraordinar de benefic pentru giurgiuveni. Eu nu înțeleg ce s-a ajuns atât de departe. Noi n-am vorbit niciodată, am auzit că se vorbea de management, de ce treabă au oamenii care lucrează aici. Noi n-am venit să apărăm sau să spunem că sunt unii buni sau răi. Noi vorbim de proiect, deci mare atenție. În a doua parte a emisiunii o să vă spun ce spunea domnul Barbu și o să discutăm atunci. Sigur. Acum vorbim despre lucruri pragmatice, lucruri care pot să vină în sprijinul giurgiuvenilor. Eu am înțeles că zona liberă este un punct de atracție sau poate fi transformat într-un punct de atracție pentru investitori în condițiile în care noi astea le puteți asigura niște facilități legate de infrastructură, legate de gaze, de apă, canal și tot ce eu știu necesită ca și oportunitate pentru investitori. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Am înțeles. V-ați luat sau recăpătat o zonă, da, care va aparținea de fapt și de drept, numai că printr-un concurs de împrejurări și o anumită conjunctură politică s-a lucrat împotriva firii, ca să vorbim pe românește și să înțeleagă tot ce. Haideți să vă spun încă un alt aspect. Spuneți-mă că nu e normal să întrerupe moderatorul emisiunii, dar beneficiarii locurilor de muncă care vor fi create în zona liberă vor fi tot oamenii din municipiu. Cât timp va exista zona liberă, ca și entitate sau o parte, Consiliul Local va încasa bani. Deci, nu, Consiliul Local și bugetul nu este afectat cu absolut nimic. Domnul Barbu vorbea la un moment dat de patrimoniu. Că niciodată nu va lăsa ca patrimoniul municipalității să fie preluat. Alcui a fost patrimoniul de la. Haideți să vă spun un lucru. Și în cazul APA Servi și în cazul zonei libere știm foarte bine ce s-a întâmplat. A existat o persoană extraordinar de puternică în momentul acela, care decidea anumite lucruri. Și a dorit foarte mult zona liberă la Consiliul Local și a dorit foarte mult să facă operatorul regional de apă la să fie sub tutela primăriei. Vorbiți despre fostul domnul Lucian. Bun, s-au făcut lucrurile acestea, acum noi practic, repet, venim să restabilim o stare de normalitate, de drept și pe de altă parte, eu nu văd cu ce am greșit noi la Consiliul Județean în momentul când s-a luat această decizie. Deci, dacă dumneavoastră îmi spuneți că e văduvit patrimoniul municipiului, patrimoniul municipiului ar fi fost văduvit dacă terenul ar fi fost dat
prin hotărâre de guvern din administrarea statului în administrarea Consiliului Local și noi am făcut prin un tertip, nu știu de ce factură, am fi trecut din domeniul public al statului prin altă hotărâre în domeniul public al județului și atunci să le luăm asta, da. Nu, bunul a fost trimis, deci după ce s-a terminat, da, deci nu a mai fost administrat de către Ministerul Transportului Răzunelul, a fost dat o hotărâre de guvern prin care a trecut în patrimoniul Consiliului Județean. Faptul că a fost dat după aceea la Consiliul Local, a fost dat fără o perioadă de timp, cu titlu gratuit, ori Consiliul ca și administrator poate oricând să-și ia bunul înapoi. Da. Deci, din punct de vedere legal, eu nu văd unde ar fi sincopa. Probabil domnul Barbu speră să mai facă un credit mare și ne mai avut patrimoniul. Nu îl afectează cu nimic, nu din mai contră. Să facă credit. Dânsul a ridicat, am și motivat la conferința de presă, a spus că a garantat pentru zona liberă, într-adevăr. Să obțineți un credit, da. A fost o garanție, când s-a obținut, dar nu pe vremea dânsului, pe vremea domnului Iliescu. A fost o garanție din partea primăriei de 800 de mii de euro și Exim Bank a garantat, statul român prin Exim Bank a garantat cu încă 500 de mii. S-a luat un credit de 1,3 milioane. Că creditul ăsta s-a terminat deja. Nu, din creditul ăsta mai sunt achitate 3,5 milioane, 35 de miliarde vechi. Problema este următoarea. Primăria nu a venit să imobilizeze o sumă de bani într-un cont, să spună, domnul, ăsta sunt 800 de mii de euro care ținem pentru zonă. Da, vă referiți la un depozit bancar. Da, este o scrisoare de intenție, o scrisoare prin care s-a angajat în cazul în care nu poate plăti primăria. Creditul a fost garantat așa, prin aceste două sume și totodată din bunurile zonei libere. Deci creditul era destulat. Da, eu am avut o garanție suplimentară în cazul în care zona nu se redresează, domnule, să știm că până ne vindem noi bunurile, până ne scoatem, avem de să recuperăm bani. Zona s-a redresat, a început să meargă bine, a început să facă profit, sub management, clar sub management a făcut profit, într-adevăr, zona se subordonează Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, că și în cazul de față nu se subordonează președintelui Consiliului sau primarului, Consiliului Județean sau Consiliului Local. Da? Deci consilierii decid. Că așa e și normal, e o democrație, fiecare vine cu câte o idee, nu poate să conducă un singur om, că poate omul ăla o conduce greșit și atunci, dintr-un cumul de idei, se naște o idee genială. Prin dăruirea echipei și prin munca care s-a prestat, într-adevăr, zona a început să redresează, a început să-și plătească creditele. Ba mai mult, acum se poate și elibera această garanție. Mă rog, se poate debloca, nu elibera, că nu e oprită nicăieri. Se poate debloca, se poate renunța la această scrisoare, din ce am vorbit și eu cu managementul băncii respective, că noi ne-am interesat, înainte să facem acest demers, ne-am interesat și ce se întâmplă cu proiectele pe fonduri europene, ce se întâmplă cu creditele, ce se întâmplă cu contractele sunt semnate cu zona liberă. Noi luăm zona liberă ca și entitate de la Consiliu și o ducem la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Contractele cu oamenii, cu societățile din zona liberă nu sunt afectate cu absolut nimic. Deci, mie îmi place, eu sunt, și noi suntem în general niște oameni care suntem direcți și nu încercăm să ne victimizăm. Atunci, tocmai pentru că mă bazez pe faptul că sunteți niște oameni direct, de-aia vă voi pune și următoarea întrebare. Nu cumva faptul că cei 4 ani de prim mandat ai domnului Barbu, faptul că nu a contribuit cu nimic la dezvoltarea zonei libere este unul din motivele care a determinat Consiliul Județean să-și preia zona liberă și să o dezvolte? Da, este unul din motive care l-am și specificat în conferința de presă, dar pe de altă parte oricine ar putea spune, domnule, a făcut profit și de asta sublinez încă o dată. Profitul a fost făcut de o echipă, n-a fost făcut. Deci, una era dacă făceam un profit și mi se pompa capital social ca să pot să mă dezvolt, da? Și mi se mărea capital social printr-o infuzie de la primărie, dar nu am avut bani. Eu știu care era situația la primărie, deci nici n-am avut pretenții. Dar acum să vii să spui, știi, domnule, eu am redresat zona liberă, eu ca și manager al zonei libere de 2 ani jumate mă pot simți un pic... Haideți că vorbim de zona liberă și aproape că terminăm emisiunea numai cu un singur... Da, nu. Iar chiar și profitul acesta e discutabil, pentru că zona liberă a tăiat facturi și la firmele care sunt în insolvență. Și e normal că atunci când deliberezi o factură să te înregistrezi cu un profit pe care, de fapt, îl ai scriptic, dar nu l-ai faptic și așa mergem înainte cu zona liberă. Astăzi ați avut o conferință de presă și ați atacat 3 probleme, după părerea mea, extrem de important. ADI-ul de iluminat eficient, ADI-ul deșeuri menajere și ADI-ul sănătate prin apă curată.
A spus dumneavoastră, dacă mi-am inteles bine, ceva legat de iluminatul eficient, că au fost oarecare disfuncționalități chiar și aici, dar dumneavoastră sperați să puneți la punct și acest ADI. Pe scurt, câteva cuvinte și de ADI-ul ăsta. Deci acest ADI, dintre cele trei ADI-uri, pot să spun că a avut o activitate nu foarte intensă, nu foarte complexă față de celelalte ADI-uri. Pe celelalte ADI-uri reușindu-se să acceseze anumite fonduri europene, care automat implică o implicare mult mai activă a corpului tehnic al ADI-ului. ADI-ul de iluminat a fost, practic, s-a ocupat de licitația pentru cei 45 de membri, de cele 45 de unități administrative teritoriale, pentru obținerea unor prețuri mult mai bune la consumul de energie. Într-adevăr, s-au obținut niște reduceri, dar pe de altă parte noi trebuie să urmărim următorul aspect. Trebuie să identificăm sursele de finanțare nerambursabilă, da, din fonduri europene sau din alte surse, și aici vorbesc de anumite fonduri norvegene, vorbeam cu Ministerul Fondurilor Europene, că sunt niște programe lansate, sau să găsim niște firme care pot accesa fonduri pentru iluminat eficient și să le implementeze unitățile administrative teritoriale. Chiar spuneam că este o laxă care se va lansa pe POR, deși mă contrazicea cineva recent că este lansată pe un alt segment. Nu, trebuie să lanseze o laxă pe iluminat, dar trebuie să vedem dacă suntem eligibili cu mediul rural. Asta trebuie văzut. Dar să vedem când va ieși ghidul. Ghidul ne va spune exact dacă suntem eligibili sau nu. Până atunci noi trebuie să ne documentăm, asta am și vorbit cu aparatul tehnic de acolo, care este destul de puțin, de mic la număr, dar nu înseamnă că nu vom mări aparatele tehnice și la ADI-ul de iluminat și apă și deșeuri, dar după cum am spus și azi în conferința de presă, deci vor fi locuri de muncă atractive, unde oamenii trebuie să muncească, tineri de vârstă medie, mai în vârstă, deci nu facem niciun fel de discriminări, dar toți trebuie să... Ideea este următoarea, nu mai merg lucrurile cum am mers până acum. Locul de muncă nu mai va fi acel loc de muncă în care venim, bem cafeaua și plecăm la 4 și mai stăm, ne prefacem că muncim 2 ore. Nu, stăm și muncim. Eu stau și muncesc, și așa am văzut că face toată echipa de la Consiliu. Și domnul Marciu, și Marian, fiecare pe segmentul nostru muncim. Dacă nu muncim și nu facem administrație, atunci nu o să avem, nu o să avem rezultatele scontate. Am văzut ce înseamnă 4 ani în trecut. Nu vreau să mai vorbesc foarte mult, dar am văzut ce a însemnat un total dezinteres și ce înseamnă să conduci lăsându-te influențat și ascultându-ți anumite persoane care gravitau în jurul cuiva și turneau tot felul de lucruri. Nu. Eu prefer să gestionez lucrurile citind, documentându-mă și luând deciziile foarte clare, pentru că ce decizii luăm noi, da? Una era să iau o decizie la zona liberă, alta a fost să iau o decizie ca secretar de stat și alta o decizie să iau la județ. Deci deciziile care le-am luat și la nivel guvernamental și la nivel de județ și pentru zona liberă afectează un număr de oameni. Deci dacă ai luat o decizie greșită, ea ți este opozabilă și lumea te judecă. Eu nu-mi pot permite în momentul de față și acum pe cele ADI-uri și pe cel de apă și pe cel de gunoi să vin cu niște supoziții sau cu niște bănuieli. Mă întâlnesc, vorbesc cu toată echipa, strâng ideile de la toți și după aceea îmi sedimentez toate aceste idei și încerc să găsesc un proiect, un program care să mă așez să mă redresez, să ies, pentru că vă spun, la Consiliul Județean sunt foarte multe proiecte blocate. Noi ne gândim la atragere de fonduri, ceea ce este un pas foarte important, dar în același timp trebuie să ne gândim și cum deblocăm. Și o să trec mai departe la ADI-ul de management, de gunoi și cel de apă și o să vă spun exact care sunt problemele. Deci pe acest ADI de iluminat a fost o activitate destul de restrânsă. Nu este vina fostului președinte, deci eu n-am adus nicio acuză niciunul dintre președinți. Chiar am spus astăzi că funcția de președinte este o funcție onorifică. Și știu că la ADI-ul de iluminat și de apă erau și remunerate. Eu nu voi primi absolut nicio sumă de bani în calitate de președinte, deci nu mă interesează chestia asta, pe mă interesează să deblochez proiectul. Ah, da, chiar s-a spus la un moment dat că dețineți un cumul de funcții, foarte multe funcții, și spunea cineva întrebarea, domnule, cam câți bani poate să câștige domnul Răzvan? Singurul salariu care îl iau, funcții, asta ca să stea toată lumea liniștită și o să se vadă și în declarația de vrei care o depun anual, este suma de bani care o pentru administrator public pe contract de mandat. Deci alte sume de bani din toate funcțiile, repet, sunt onorifice, nu iau niciun ban, vreau să muncesc și să dezvolt. Asta a fost angajamentul care ni l-am luat.
noi în fața oamenilor. Pentru mine cetățenii sunt cei mai importanți. Eu n-am vendete cu nimeni și las pe toți. Sunt foarte mulți care sunt foarte vehemenți acum, dar o să-și dea seama peste un an de zile. Eu m-am lovit de chestia asta și la zona liberă, când au zis, domne, că e tânăr, că nu știu. Uitați că după ce am plecat eu de la zona liberă, au rămas niște lucruri. Eu am curajul să mă bat cu oricine în orice moment și să-mi arate ce au lăsat. Eu știu ce am lăsat la zona liberă. Am lăsat bani, am lăsat proiecte, am lăsat utilaje noi pe cheu, am lăsat în parcul de mașină o mașină nouă, am făcut investiții. Deci dacă... Apropo, tot vorbim, uite că încerc scuze că trebuie să vă întorc puțin la zona liberă. Cineva spunea că în momentul în care portul trimodal va funcționa, zona liberă va pierde cheiul și se vor pierde o sumă de bani considerabilă. Deci, sume de bani considerate. Nu, astea sunt supoziții. Dar e bine să le răspundem oamenilor ca să înțeleagă. Zona liberă, în cheiul zonei libere, se descarcă mai multe ideea este următoarea. Zona liberă, în portul zonei, în cheiul zonei libere, descărcăm așa, îngrășăminte, cărămidă, cereale și, într-adevăr, se descărcau și acele role de metal pentru vârsta alpin. De-a lungul timpului, cei care, ILR Logistic România, cei care sunt și liderii de proiect, la un moment dat au adus o macara mobilă pe cheu. Ei nu descarcă la întreg potențialul la întreg necesarul de consum al Vestalpine. Ei descarcă ce pot pe cheul zonei libere și altă parte le mai aduc unele role, le aduc și pe tren, pe cale ferată, mai descarcă și în Bulgaria. Și eu niciodată nu înțelegeam, domnule, de ce se întâmplă chestia asta? Și lucrurile au fost relativ simple. Am adus o macara mobilă pe cheu, care această macara mobilă a reușit să descarce o barjă de role de metal. Eu descărcau cu macaraua Victoria, care este singura care descarcă 50 de tone într-o zi, o zi jumate, descărcau o barjă, cu macaraua mobilă a descărcat toată barja în jumătate de zi. Și atunci ne-am dovedit care este eficiența și au dovedit care este eficiența lor și ca și costuri și ca și timp și s-a luat naștere și gândirea cu hala trimodal. Deci ei vor descărca acolo doar role de metal. Ei nu vor să descarce îngrășăminte pentru că îngrășămintea, ei vor avea o pardoseală specifică pentru ceea ce fac. Le afectează acea pardoseală. Deci, cel mai important contract al zonei libere în momentul acesta este îngrășămintele, contractul cu îngrășăminte, da? Transbordul de îngrășăminte. Așa că eu nu văd din ce punct de vedere ar putea fi afectată zona liberă, dacă vorbim de activitatea de pe cheu. La fel, pe mine trebuie să se descarce cereale. Deci noi ce trebuie să facem la zona liberă, într-adevăr, trebuie să și în cazul în care vom face parc industrial, nu înseamnă că nu putem avea și alte servicii, da? Serviciul de cheu, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână și trebuie dezvoltat, trebuie investit în utilaje noi. Oamenii muncesc extraordinar de mult pe cheu. Eu știu ce muncă se duce și iarna și vara, da? Deci, indiferent de condiții, oamenii muncesc merită mult mai mult decât... Eu, când am ajuns primul meu, și mă bucur, prima mea interacțiune cu zona liberă, când am fost numit director general adjunct în 2013, le-am mărit salariile celor de pe cheu. A fost prima măsură, am vorbit cu fostul director, cu Mihai Miron, și i-am spus, te rog frumos, mărește-le salariile oamenilor de pe cheu. Oamenii muncesc în niște condiții extraordinar de grele. Deci nu vreau să creez disensiuni între cei de la DESA și cei de pe cheu, dar trebuie păstrat totuși un echilibru, că știți, și eu, mulți zic, doamne, stai că noi avem studii și avem facultate, bun, am înțeles, dar trebuie să-l respecti pe la care muncește. Că dacă nu-l respecti pe la care muncește, degeaba am eu studii și am 7.000 de facultăți și îmi bagi ori de ăla. Adică, eu cred că toată lumea trebuie să existe un echilibru peste tot, da? Echilibrul ăsta cum îl ținem? În momentul când avem un management care se interesează doar de binele societății. Dacă avem un management care mai interesează cum să mai fac ceva în stânga, cum să mai fac ceva în dreapta, normal că ajung oamenii să fie afectați. Dar eu vă spun că la modul în care merge zona liberă acum și știu cum am lăsat-o și cum merge, zona liberă este o societate profitabilă, care își poate dovedi eficiența. Și cu un management și cu o tutelă adecvată, eu vă spun că putem face... Nu vreau să vă flatez, dar ați vorbit mai devreme ceva care pe mine m-a dat suflet. Ați spus ceva de oameni, că munca oamenilor trebuie recompensată. Asta este gândirea social-democrată. Grija față de om.
Stăteam de vorbă cu domnul Barbă odată și îmi spunea, tot așa vorbeam de locurile de muncă și zice, păi și să facem domeni. Acum ne-am tehnologizat, există foarte multă tehnologie și de unde? Nu mai e pe vremea lui Păcală când în combinatele chimice și nu mai știu pe unde, pe la Dunărea, lucrau mii de oameni. Acum, datorită tehnologiei, locurile de muncă s-au redus. Nu e dacă asta este gândire social-democrată. De asta ne vânează străinii. Să mai zic Dumnezeu, haide să mergem mai departe, să vorbim, am vorbit de ardeiul iluminat și super eficient, da? Mai avem să completăm aici? Nu. Deci, ideea este următoarea. Ne vom cala pe atragerea de fonduri. Dacă nu vom găsi, nu vom identifica axa pe fonduri europene care să fie, în care să fie mediul rural eligibil, atunci ne vom îndrepta către alte surse de finanțare pentru a face acest iluminat în localități unde și-au făcut, că unele și-au făcut deja, au început să-și facă. Al doilea subiect pe care l-ați abordat în conferința de presă de astăzi a fost de deșeuri, colectare gunoi. Spuneați dumneavoastră la un moment dat de groapa de gunoi că operatorul și-a exprimat nemulțumirea datorită faptului că au apărut anumite, eu știu, defecțiuni, disfuncționalități datorită timpului trecut peste și neutilizării grup. În ce stadiu ne aveți și ce se poate face? Pe scurt. S-a finalizat construcția gropii de gunoi, s-a scos la licitație administrarea gropii de gunoi. Au fost un număr de firme care au participat la licitație. Firma care a ieșit pe locul 1 nu a fost desemnată câștigătoare, a fost desemnată firma de pe locul 3 sau 4, nu mai țin minte exact. Era normal ca firma de pe locul 1 care oferise o redevență mai mare să conteste în instanță. S-a contestat în instanță. Pe tot parcursul procesului, evident că nu a existat un administrator al gropii, nu s-a interesat nimeni de ce se întâmplă. Toate obiectele au suportat uzura timpului. Știm foarte bine că când pornești un utilaj, mai bine mergi țipornit decât să-l ții nepornit. Și ne-am trezit în 2015 că s-a desemnat, până la urmă, a desemnat instanța câștigătorul. Câștigătorul inițial a venit, cel care câștigase de drept pe locul întâi, a venit și a spus, domnule, nu mai vreau, trebuie să vedem, să facem o expertiză la utilaj, la conducte, la levigat, la tot ce se întâmplă acolo, să vedem care e stadiul, gradul de uzură. S-au făcut diverse întâlniri, s-au făcut diverse minute, nu s-a întâmplat nimic. S-au licitat între timp, acum, zonele, cele patru zone, sunt patru, deci Giurgiu s-a fost împărțit în patru zone și s-au licitat firmele care vor colecta gunoiul. Zona 1 și 2, zona 1 care e prinsă și municipiul Giurgiu, vor duce gunoiul la Frătești, zona 3 și 4, 3 îl va duce la Chiajna, 4 la Glina. Ei, iată că, pe bună dreptate, ne trezim în punctul în care vin și ne spun cei de la EcoSud, firma care a câștigat licitația la groapa de gunoi, dom'le, ăștia o să vină să aducă gunoiul, dați-ne groapa, că dați-ne groapa funcțională, nu ne dați groapa cum vreți voi după, din 2012 cu 4 ani. Și atunci, din nou, grevăm bugetul Consiliului Județean, da? Pentru că, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală, trebuie să ajungem aici. A câștigat locul întâi, dă-i locul lui întâi, nu-i dai locul lui patru. Și atunci era direct responsabil. Și acum, noi am rectificat bugetul de Consiliu, acum 3 săptămâni, am prins o sumă pentru care, din păcate, se dovedește a fi insuficientă pentru elaborarea unei expertize asupra gropii de gunoi și spun că este insuficientă pentru că noi am prevăzut 40.000 de lei, 400 de milioane vechi. Dar doar expertiza stației de epurare se ridică undeva la 30.000 de lei. Probabil că o să mai rectificăm. Oricum, noi am început. Eu nu sunt genul care să spun, aolo, ne-am blocat aici, mai așteptăm o lună. Nu. Demarăm și facem, deci nu mai putem sta, eu sunt sătul de birocrația asta a funcționarilor care, nu, trebuie soluție. Am un grafic Gantt, chiar astăzi am vorbit cu persoana responsabilă, vreau graficul Gantt în care să-mi spui cât durează să fac stația de poare, o săptămână, cât durează să mai modific, să mai prind încă niște bani la Consiliu, două săptămâni, cât durează până scot la licitație să fac expertiza, încă o săptămână, când am groapa gata. Pe 15 octombrie. Și o săptămână altfel nu mai lucrăm. Deci nu mai merge pe vorbe. Hai, facem și lasă să treacă. Vă spun, datorită și o să vedeți asta în timp, că o să, nu e vorba că acuzăm că m-aș bucura ca ceea ce spuneți dumneavoastră să se realizeze, dar să știți că orice program pe care îl elaborați foarte meticulos pot apărea anumite probleme care să decaleze cu o perioadă de timp.
eu aș vrea ca factorul uman să fie, să, știți ce, să mă decaleze, nu știu, o procedură, dar nu să fie din partea aparatului, din partea echipei noastre. Noi dacă ne decalează, normal, dacă am avea contestații la Furișați sau ceva, nu e vina noastră acum, să fie cu iertare. Dar noi știm că avem planul foarte clar și foarte bine pus la punct. Deci asta trebuie să știm la început, de unde plecăm și unde vrem să ajungem. Nu în fiecare zi ne întâlnim, discutăm același lucru, dar nu luăm nicio măsură. Că atunci mai trec 3 ani de zile și o să se întâmple consiliul, mă rog, ce s-a întâmplat și până acum. E, noi asta facem, vom da groapa, cu atât mai mult cu cât în urmă, cu 2 săptămâni am avut o vizită de la Comisia Europeană și de la Ministerul Fondurilor Europene. Au vrut să vadă stația de epurare de la Baselvic și groapa de gunoi. Ulterior i-am dus și la Comana, la mănăstire. Vă spun, ne-a trecut glonțul pe lângă ureche, ne-a trecut. Nu e tocmai bine. Toate certurile care au fost... Ei, dacă i-a zis la mănăstire, i-a împunat Dumnezeu. I-a împunat Dumnezeu, da. Nu, oamenii au văzut că suntem cu intenții bune, că vrem să facem, că avem un plan bine pus la punct, adică nu venim să vorbim, da, domne, hai că facem, vedem, vorbim. Nu, le-am arătat oamenilor exact cum facem și le-am prezentat situația anterioară, fără să ne plângem, și le-am prezentat ceea ce vrem să facem. Și am înțeles că e logic, că toată lumea vrea să implementăm proiectul ăsta, practic este o strategie la nivel european de conștientizare mai mult a oamenilor, a beneficiarilor serviciilor care vor fi colectate de către operatorii de gunoi pentru selectarea deșeurilor, adică practic să disciplinăm fiecare semn, ceea ce va fi, mie mi se pare greu de realizat asta în mediul urban, vă spun că este foarte și mai greu în mediul rural. Și acum vin și la... Dar vi se pare de bun augur intervenția domnului primar în care amenință că va pune polițistul local ca și parte conexă pe mașina de gunoi să-l amendeze pe cel care nu face o colectare selectivă a gunoiului? Păi mie deja mi se pare că ne transformăm într-un stat polițienesc, că drepturile oamenilor sunt ca și inexistente. Eu am spus în conferința de presă și vă cer scuze că v-am întrerupt, am spus așa, noi, dar nu ar fi mai bine să-i premiem pe cei care fac o colectare selectivă bună și să-i dăm exemplu celorlalți în loc să le punem pistolul la cap? Eu mai întâi aș face ca și preambul o campanie de informare foarte activă a oamenilor, să le explic care sunt beneficiile selectării colective, pe de o parte. Pe de altă parte, aici știu că sunt anumite costuri conform legii care vor fi aplicate. Adică operatorul care strânge gunoi în momentul în care nu îl strânge selectiv și îl duce la groapa de gunoi, se percepe un tarif mult mai mare, ceea ce se va reflecta și în tariful care va fi plătit de către oameni. Da. La un moment dat. Adică ăsta este un lucru care noi trebuie să ne adaptăm și să-l învățăm. Și sunt convins că l-au învățat și oamenii în Giurgiu. Nu este... Da, dar nu să spui că aplic măsuri coercitive, că dau amenzi, că oamenii s-au săturat pe timpul lui Ceaușescu totdeauna de câte ori. Dacă nu faci lucrul ăla, pătești nu știu ce. Dacă nu faci... Nu credeți că după 1989 oamenii se așteptau la un alt mod de abordare astfel de lucruri? Un om trebuie ajutat să facă lucrul ăla, să-i se explice, să-l determin să facă, și chiar dacă e mai greu de cap așa, nu neapărat trebuie să-l amendezi, că după ce ăla nu are bani să-și cumpere pâine sau să plătească gunoiul, serviciul care se face, să vii să-i mai spui că-l și amendezi, nu, eu cred că trebuie găsită o altă cale. O cale din asta care să dea eleganță vieților. Nu să-i premiezi pe toți cei care fac colectare. Premiază, domnule, unul, doi, fă, domnule, un concurs. Și să vedeți dumneavoastră că e mult mai eficient și dă-l exemplu de bun gospodar, de om care știe ce trebuie să facă, să selecteze cu noi. Și atunci ceilalți, prin bună practică, vor face la fel. Dar să știți că sunt situații când amenințările au efect invers decât cel pe care scontezi să-l obții, urmarea amenzilor și a răutăților. Asta vreau să spun. Da. Da, este politica domnului primar, dânsul și-o face, noi nu intervenim, adică este o politică a municipiului. Dumnezeu, dar numai social-democrată nu e. Hai să scădem în politică, da, și nu vreau. Nu vreau să discut. Mergem mai departe. Bun. Sănătate prin apă curată. Da, mai au câteva aspecte, dar le... Ba da, spuneți. Că nu e, lăsați că ne tot venim la sănătate prin apă curată, că aici este subiectul cel mai sensibil și care vreau să se înțeleagă foarte bine. Astăzi, în cadrul conferinței de presă, am venit la un moment dat și am citit mai multe documente. Am vrut să citesc aceste documente pentru că am vrut să se înțeleagă foarte clar care este viziunea Uniunii Europene și
care este șansa să devenim eligibili, să fim eligibili pentru atragerea de fonduri europene. Și în același timp, ce trebuie să facem ca acest proiect să aibă traiectul normal? E, ce v-am citit mai întâi din ghidul care a stat la baza postului de mediu, unde s-a încadrat prima parte a investiției, vorbim de municipiul Giurgiu, Slobozia, Mihăileș, Bolintin Vale, unde s-a băgat apă și canalizare, și cea de-a doua parte, care acum se va accesa pe fondurile pe POIM, pe Programul Operațional de Infrastructură Mare, e, de la bun început, operatorul, APA Service, nu trebuia să fie deținut de primărie. Ca să vorbim pe înțelesul oamenilor, da? Exact, chiar v-am da. El trebuia să fie deținut, deci au fost două condiții ca să pună acces la fonduri. Să existe un operator regional și un ADI, o asociație de dezvoltare intercomunitară, pentru că fondurile acestea au fost date nu numai pentru municipii, dar și pentru mediul rural. Adică să aducem ca nivel de dezvoltare la același nivel cu mediul urban, mediul rural. Deci să aibă și apă și canalizare. Ceea ce mi se pare normal, nu poți să privezi oamenii să spui, știi, doar am apă într-un loc și în alt loc nu am. Și atunci, neavând banii, normal să se facă investițiile, pentru că vorbim de a doua etapă de 92 de milioane de euro care trebuie să investiți într-un număr de unități administrative teritoriale din Giurgiu. Și paradoxal, toate celelalte județe au cerut bani suplimentari, Giurgiu a renunțat la 20 de milioane de euro. Deci vă spun, nu vreau să se interpreteze greșit, dar mi se pare, cum să vă spun, eu nu dau seama cum poți ca și conducător să pierzi niște bani în condiții care toată lumea cere. Că mi se pare, nu văd logica. Și o să vă spun mai multe lucruri pe parcurs. Și am aflat de la oameni care au participat la ședințe și au rămas siderați de modul de abordare. Bun. E, acest ADI, acest operator trebuie de deținut de ADI, nu de primărie. Pentru că toate comunele care compun acest ADI, da, trebuie să aibă un impact direct asupra operatorului. Fiindcă, practic, bagi apă la hotarele, la roata, la face sau extindere, că unii și-au făcut deja investiții pe 28, dar acum se fac extindere și canalizare. E, în momentul de față, ulterior, după ce se fac aceste, se implementează aceste sisteme, ele sunt preluate de către operator să le administreze. În județul Giurgiu avem un număr de 35 de UAT-uri care fac parte din ADI Giurgiu, Sănătate și Apă Curată, alte 11 care s-au dus la ADI-ul de la voluntari. ADI-ul de la voluntari care este deținut de operatorul de la voluntari care este deținut de ADI, da? A început deja să preia sistemele de apă din județul Giurgiu. Operatorul nostru nu le preia pe cele care sunt finalizate. De aici au pornit discuțiile. Ba mai mult, în urmă cu 3 săptămâni, a fost o speță a Comunei Adunații Copăceni, care a venit și a spus în felul următor: el a băgat apă pe fonduri guvernamentale și reușea să obțină banii să-i se deconteze pe fonduri europene toate investiția, cu condiția ca sistemul să fie preluat de către operator. Operatorul, m-am întâlnit cu domnul Preda, care mi-a spus așa: ok, eu îl preiau, dar nu este funcțional în parametrii care îi vreau eu. Vorbesc cu domn primarul ulterior și îmi spune: păi știți că noi prima dată am făcut informarea în luna iulie să preia sistemul, după aceea am mai făcut în luna aprilie. Vorbesc cu alți oameni din cadrul APA Service care îmi spun: domne, putea fi preluat sistemul. Acum, din punct de vedere tehnic, s-ar putea să nu știu și nu spun că știu. Putea fi preluat sistemul și adaptat ulterior. Primarul, de altfel, de față cu mine și cu domnul Preda, spune: domne, zi cât mai trebuie să... Hai să fă-mi tu o evaluare, să-mi spui cât mai trebuie să bag. Domnul Preda spune: domne, nu pot eu să-ți fac evaluare, că eu ți-l preiau și n-ar fi tocmai corect. Jos pălăria, așa e. Dar dă-mi un fel de ajutor, lasă-mă să iau eu o firmă, tu preia-mi-l și eu îl repar după aceea, lasă-mă să iau banii înapoi, că luăm banii înapoi de la Uniunea Europeană, practic, și ne ajută bugetul și al lor local și bugetul național. Nu l-a preluat sau pierdut bani. La fel au mai fost mai multe tentative a unui număr mai mare de comune. Am dat o hotărâre în vineri când s-a convocat ADI-ul de apă să preia sistemul de la izvoarele. Înțeleg că preluat. Mai fost dat o hotărâre anterioară, nici nu s-a ținut cont de ea. Ideea este următoarea. Și eu înțeleg, municipiul nu are niciun interes să susțină preluarea sistemelor de apă, pentru că ele poate nu sunt profitabile.
pentru APA Service și le frică că va intra în faliment APA Service. Nu. APA Service oricum are un profit, dar un profit mic, nu poate susține. Consiliul Județean poate veni să pompeze și să ajute să mărească capitalul social, astfel încât să poată fi preluate aceste sisteme. Dacă noi nu preluăm aceste sisteme, pierdem banii. Noi bani să facem investiții în comune, nu vom avea niciodată sumele astea de care vorbim acum, care ne le dă Comisia Europeană. Deci, fie flexibilizăm, da? Flexibilizăm această preluare și acest dialog între ADI. ADI-ul are rol de control și monitorizare asupra operatorului. Ori asta nu s-a întâmplat până acum. Pentru că operatorul, ca și companie, ca și firmă, este deținut nu de ADI, este deținut de primărie. Și ce e de făcut? Păi lucrurile sunt relativ, cred eu, simple. Fie ne punem la masă, găsim o soluție și discutăm, fie ADI-ul, fiindcă e Consiliul Județean, va face o infuzie de capital și probabil suntem nevoiți, deci noi nu putem pierde banii. Gândiți-vă, amanetăm, da, eu mă gândesc la oameni, la cetățeni, amanetăm județul Giurgiu și investițiile din județul Giurgiu pentru ce? Domnul Răzvan, domnul Barbu, din câte mi-aduc aminte, a deschis o acțiune în instanță împotriva ADI-ului, în care primăria a câștigat. A atacat extinderea de ADI. Așa, primăria câștigată în primă instanță. Acum, lămuriți-mă și pe mine și pe telespectatori. Dom'le, ce logică a avut acțiunea domnului primar? Asta întrebați-l pe domnul Barbu, nu pe mine. Deci, dânsul a făcut acțiunea. Acest, cum să vă spun eu, dacă această acțiune nu va avea altă, repet, este primă instanță, nu ne-a venit hotărâre ca să o putem ataca. Nu există riscul să pierdem banii să-i dăm înapoi? 70 de milioane de euro? Da. Da? Există riscul să pierdem cei 90 de milioane? Da, categoric. Da? Și atunci, dom'le, eu nu, sincer vă spun, eu, nici eu și cred că niște respectatorii care ne privesc acum, chiar nu pot să înțeleagă ce se întâmplă. Ce creează această stare, de fapt, care duc lucrurile în regres în loc să le ducă spre progres? Toată lumea vine și orice proiect avem noi, vine și îl transpune și îl transfigurează, dom'le, sunt interese. Nu, nu avem niciun interes. Interesul nostru este unul simplu. Asta se întâmplă când faci politică și nu administrație. Dacă ați fost foarte atent, noi am luat o trei din prima zi când am intrat în Consiliul Județean să punem punct părții politice și să facem administrație. Asta a fost declarația încă până să ajungem. Până să ajungem, dar asta și facem. Deci asta și facem. Noi nu vrem altceva. Deci noi nu avem vendete cu oameni. Dar în așa timp nu pot să spun că un om este competent dacă mie îmi ține lucrurile în loc. N-am cum să spun chestia asta. Bun, și ce trebuie să faceți și cum puteți redresa lucrurile? Adică, domnule, stați puțin, există un Gigi Contra. Dar domnul statul ăsta are legi? Legile, din punctul meu de vedere, aici nu se încalcă nicio lege. Aici este vorba de dezvoltarea județului, care trebuie să existe o armonie între... Bun, și dacă această armonie nu funcționează, nu avem posibilitatea. Dacă, deci Consiliul Județean este pregătit în orice moment așa să preia APA Service. Bun. Și credeți că veți reuși lucrul acesta? Trebuie discutat și cu domnul primar Barbu. Eu n-am nicio problemă. Încă o dată, primarul Barbu a făcut o afirmație publică în sensul că atâta timp cât na lui va fi primar, nu va ceda zona liberă și APA Service Consiliul Județean. Da, repet. Expunerea care a făcut-o domnul primar și fără niciun fel de supraie, mi se pare, din contră, noi am fost acuzați, nu știu, de interese. Discutăm de acuzare, acum 5 minute. Dar, mai avem pe de altă parte, noi am venit, deci noi n-am acuzat nicio acuză nimănui. Noi am venit cu proiecte, cu ce vrem să facem. Dacă nu le facem, le vom deconta în fața cetățenilor. Noi am făcut, noi am venit, avem un program, repet, deci nu mă puneți pe mine să vorbesc, să intru în jocul cuiva. Haideți să vorbim politic acum. Da. Excludeți posibilitatea unui referendum? Credeți că oamenii, în momentul în care și-au dat seama că au greșit, că au fost situații când oamenii au greșit, au făcut referendum împotriva lui Băsescu, nu credeți că oamenii din Giurgiu, la un moment dat, pe fondul acestor informațiilor pe care le primesc de la dumneavoastră, care, sincer vă spun, pe mine mă îngrozesc, să te opui ca și primar dezvoltării orașului și a județului, mi se pare un lucru extrem de grav. Nu, eu n-am spus că... Două secunde, domnul Mandu. Eu n-am spus că se opune, eu am spus proiectul nostru. Că dânsul va vrea să intre în acest proiect, este, eu zic, un lucru benefic. Inclusiv pentru municipiu și așa mai departe. Că nu vrea să intre... Noi astăzi sunteți diplomat. Noi îl vom și face. Vă recunosc această deci calitate. Noi îl vom face. Noi dar eu vă spun așa, eu, Mandu,
dacă mă supăr odată, o să stau de vorbă cu toți giurgiuvenii și o să-i întreb dacă îl mai vor pe omul ăsta care se opune ca lor să le fie bine. Și în condițiile date, sub cuvânt de onoare vă spun, că s-ar putea ca noi giurgiuvenii să dăm un exemplu pentru toată țara asta, acolo unde primarii se opun dezvoltării urbei respectiv. Eu cred că noi giurgiuvenii trebuie să dăm dovadă de altceva. Acum eu nu, poate exagerez sau noi giurgiuvenii trebuie să dăm dovadă de altceva. De unitate, de coeziune. Unitate și coeziune? Haideți să vă citesc puțin aici. Dumneavoastră vorbiți de unitate și coeziune. Haideți să vă spun eu ce spune domnul Baru. În ultimii 4 ani a avut probleme pentru că a fost independent. Ce fel de independență e interpretativă, dumnealui eu știu, eu nu știu, pentru că eu știu așa, că la un moment dat mulțumește și recunoaște că a beneficiat de ajutorul PSD-ului să ajungă primar în 2012. Iar în 2013, mai spune, zice, că a ajuns președintele organizației municipale PSD împotriva organizației județene. Dar a fost impus de către șefii de la centru respectiv, domnul Ponta și Cuchiu Cuvaia, a fost acceptat. Dar n-a beneficiat de sprijinul și aportul PSD-ului în timpul primului mandat. Cum comentați lucrul? Foarte simplu. Aceste subiecte le puteți discuta foarte amplu cu domnul Barbu sau, eu vă spun cum mai, și mai bine, cu domnul președinte Nicolae Bădălău, care din punctul meu de vedere și din ce știu și mi-amintesc și cred că mi-amintesc foarte bine lucrurile acestea, a avut o ambiție personală în a câștiga municipiul și în a acorda tot sprijinul domnului primar Barbu. Dacă dânsul are alte informații, eu cred că e bine să le facă publice sau cel mai bine ar fi să le discute cu domnul Bădălău la partid. Eu așa cred că e normal. Întrebare personală, îndrăznesc să vă întreb și dumneavoastră, așa cum vă știu cinstit și totdeauna a spus lucrurilor pe nume, vă întreb, considerați că fără sprijinul PSD-ului, ținând cont de modul cum s-a dezvoltat orașul, să spunem cu ghilimele de rigoare, în ultimii 4 ani de mandat ai domnului Barbu, considerați că domnul Barbu ar fi putut ajunge primar fără sprijinul PSD-ului? Domnul Mandu, eu știu așa, PSD-ul este un partid foarte puternic. PSD-ul eu recunosc lucrul ăsta și de PSD-ul spus. Este un partid care tot timpul, în pofida tuturor acuzelor care s-au adus, pot să spun că a dat cei mai buni tehnocrați în toate guvernele. Sunt oameni care s-au dedicat obiectului muncii. PSD-ul este un partid care a venit după o guvernare extraordinar de bună, în care știu că noi am avut diverse emisiuni și diverse emisiuni și disensiuni în același timp pe marginea... Sunt normal. Sunt absolut normale și de-aia și place cu dumneavoastră, am tot timpul un dialog constructiv. Este un partid care a confirmat foarte mult. Eu cred că orice candidat susținut de PSD are categoric niște șanse mai mari, inclusiv și toți care au candidat pe PSD, da? Este logic, vii pe un partid care a lăsat ceva, a făcut ceva, tot timpul un om care va avea ce să spună că a făcut, va avea un avantaj față de cel care doar vine și îl contestă. Repet, dacă domnul primar, eu nu vreau să intru în polemici politice, vă și spun de ce, pentru că de aici se naște ranchiună, se naște dușmănie și așa mai departe. Dacă domnul primar Barbu are o nemulțumire, trebuie discutată cu domnul Bădălău sau dacă dumneavoastră vreți să puneți dumneavoastră o întrebare țintită politică de dânsul și dânsul să o spună cu subiect și predicat și să-și o asume în fața giurgiuvenilor, să-și o asume atunci dânsul dumnealui, este problema dânsului. Atunci, înțelegeți un lucru, deși în conferința de presă am urmărit-o, de 3 ori am ascultat conferința de presă, nu venea să cred ce ascultă acolo, deci mie nu mi-era foarte greu. În pofida acestui lucru, îl înțeleg supărarea. Nu am nicio problemă personală cu dânsul. De ce înțelegeți supărarea? Oricând, înțeleg supărarea, de ce? Nu știu. De ce probabil că e o chestie de orgoliu la dânsul mai mult. De asta eu înțeleg. Cu vanități, cu orgolii, domnul cu, Mandu. Narcisism. Eu am învățat, deși sunt tânăr și am fost numit scârlani, am fost numit în toate felurile. Nu, scârlani, sunt ce v-am spus. Scârlani, sunt ce am spus dumneavoastră. Nu, dar și după uitam și pe Facebook, niște comentarii execrabile, înjurături, nu mai contează. Eu nu mă victimizez. Eu știu în ce am intrat și știu la ce să mă aștept. Dar vă spun, eu știu așa, că lumea tot timpul va aprecia oamenii care tac și fac și îndură. Da? Eu nu am venit să mă victimizez, să spun, domnule, știi că stau și lucrez. Dați-i în judecată, domnule. Da. Păi pe mine Barbu cum arată în judecată? Da, de ce să blau? Da. Eu dacă mă întâlnesc mâine cu dânsul, îi strâng mâna la fel de politicos și de cordial cum i-a strâns-o și mi până se pare acum. Normal. Dar totuși, cum comentați faptul că domnul Barbu declară la un moment dat că, supărarea PSD-ului,
care PSD, nu știu că îl împarte în două, în trei, nu știu, e și datorată faptului că nu sunteți dumneavoastră pus numit director la Zona Liberă, că nu v-a pus pe dumneavoastră și l-a pus pe Zona Liberă. A fost una dintre cele mai frumoase etape din viața mea. A fost o etapă în care am construit, o etapă în care am format o echipă, o etapă în care m-am dezvoltat foarte mult ca și calități antreprenoriale și de management al unei companii de stat. Eu nu cred că trebuie să rămâi blocat într-un loc. Eu cred că trebuie să evoluezi tot timpul. Nu știu ce a spus dânsul, că a avut o felul de discuții și promisiuni cu mine și așa mai departe. Astea sunt părerile dânsului, problemele dânsului. Repet, nu vreau să intru în polemici. Sunt fantastic. Dar eu știu atâta. Că în momentul când am plecat din funcția de secretar de stat, am avut diverse discuții și cu Marian și cu domnul Bădălău și cu toată echipa și am hotărât să facem. Fiecare dintre noi are niște calități. Și eu am și calități, și Marian, și domnul Marciu, și toți. Să cumulăm aceste calități astfel încât să venim să dăm un plus de valoare județului și prin tot ceea ce facem să generăm, să zicem așa, o bunăstare care se va vedea în timp. Nu poți să generezi bunăstarea într-o zi, într-o oră. O generezi în timp. Mai întâi trebuie să deblocăm și după aceea construim. Dar vă spun că într-un an de zile, doi ani, se va vedea această bunăstare. E, eu vorbesc mai mult, într-adevăr, în rezerv, trebuie să vorbesc mai mult pentru partea de mediu rural, ce e adevărat. Dar în același timp municipiul face parte din județ. Și eu nu am înțeles niciodată de ce s-a făcut această, și vă spun, mi-e greu să înțeleg și să mă explic, de ce s-a făcut această falie între municipiu și județ, pentru că nici nu ar trebui să existe. N-a existat, deci din punct de vedere... exact pe aceeași lungime, doamna. Oamenii sunt egal, indiferent de zona în care locuiesc. V-am spus mai devreme, pentru noi municipiul a fost prioritar. Eu când m-am întors din funcția de secretar de stat la Giurgiu, am ieșit chiar și înainte de alegeri într-o conferință de presă în care l-am spus și eu pe eu, hai să vă spun, eu niciodată n-am înțeles genul ăsta de susținători care vin și spun, dom'le, te susțin din umbră, știi, nu apar cu tine, că eu fac o strategie, sunt și lângă celălalt, sunt și cu tine. Nu, eu știu așa, dacă eu susțin un om, îl iau de mână și merg cu el și zic, dom'le, eu pe sal, bun, rău cu ăsta, merg mai departe, da? La fel a făcut și domnul Ponta, că a venit și domnul Dragnea și domnul Ponta. Deci nu poate să spună nimeni că nu a existat o susținere. Dar, repet, lucrurile astea politice, cred că cel mai îndreptățit să le discute și să puncteze asupra lui este domnul senator Bădălău, care vă spun, da, a muncit enorm, da, și pentru și județ Barbu, la un și dat pentru municipiu. Că dumneavoastră doriți zona liberă ca să numiți acolo oamenii pe care dumneavoastră ați vrea să-i numiți. Și pe când a lui pe are alte intenții, eu, pe cine, dar nu îl numește inginer șef pe domnul Rusteniștanu și spune că a făcut acest lucru pentru că simțea obligați că l-a ajutat în campania electorală. Păi, Dumnezeu să mai înțeleagă, eu nu mai înțeleg nimic. Am multe lucruri să discut cu dumneavoastră, numai că din păcate timpul a expirat. Și eu aveam multe să vă spun. Dar totuși aș dori acum pe final, eu am rămas surprins de un lucru. În ședința Consiliului Județean extraordinară, consilierii PNL au votat cu mâinile sus trecerea zonei libere de la primărie înapoi la Consiliul Județean. Am stat de vorbă cu consilierul local Florian Velicu și am întrebat, bă, voi ați votat într-un fel, șefii voștri de partid fac alte declarații de presă în pofida ceea ce ați făcut voi, cum stau de fapt lucrurile? Deci, și mi-a spus un lucru extraordinar de interesant, pot să spun eu. Deci, noi în comisia juridică, dacă nu mă înșel, deci noi ne-am abținut pentru că lipsea un set de documente care să ne edificăm dacă e oportun, dacă e bine pentru cetățenii atât ai municipiului cât ai întregului județ. Și ne-am abținut, solicitând în schimb aceste documente, care să ne expliciteze necesitatea, oportunitatea și legalitatea acestui proiect de hotărâre. Cum o oră sau două ore înainte de ședință ne-am întâlnit, de fapt ne-a convocat domnul președinte Mina, pe mine, pe doamna Mihuț Geta și doamna... A venit, noi n-a fost convocată doamna profesoară, tot de la PNL... Da, așa, scapă numele meu acum, cer scuze, la care a fost prezent domnul secretar Florian Dinu, domnul președinte Marian Mina
Și dumneavoastră și le-ați arătat documentele, le-ați explicat despre ce și noi lor s-au edificat și atunci au votat, cum era și normal, ca Consiliul Județean să, la zona liberă să treacă la Consiliul Județean. Și am întrebat reacția șefilor lui, de ce a fost anti ceea ce au făcut ei și nu pot să-mi explic eu lucrul ăsta. Acum, dumneavoastră credeți că găsiți o explicație logică? Da. Eu am urmărit și eu conferința de presă a domnului Anton, nu mai știu cine a făcut conferința, acum s-au trezit o să facă, deși nu știu unde erau când era nevoie de susținere sau de sprijin pentru zona liberă. Nici mai știu, domnul Anton mai e în Giurgiu sau în Ilfov, nici mai știu pe unde are fieful. În fine, nu asta contează. Era evident pentru că ei săraci n-au fost în stare să genereze, vorbesc de lideri, pentru consilieri, jos pălăria. Într-adevăr, oamenii au venit și zis, domnule, vrem să vedem oportunitatea. Și doamna Micuț este o femeie foarte capabilă ca și avocat și Florian Velicu este... Mi-e și frică să vorbesc frumos de ei, că mi-e frică să nu aibărem niște, mă rog, repercusiuni negative asupra condițiilor de consilieri. A, Florian, dar nu poate fi cumpărat în nicio formă. Nu. Nu-l cunosc de prea da, mult. Da, nu știu. Și doamna profesor, la fel. O femeie în toată firea, am cunoscut-o și eu acum de când este consilier județean, dar o femeie de toată isprava. Oamenii au spus, domnule, bun, legal am înțeles. Care este oportunitatea? Și l-am explicat oportunitatea exact cum am făcut eu și în timpul ședinței de Consiliu Județean. Și era normal, fiindcă au înțeles și știu forța Consiliului. Consiliul, ca și entitate, este superioară primăriei. Este clar că are un impact și o forță mult mai mare și în atragerea de fonduri și în sprijinirea dezvoltării și stării actuale a zonei. Au înțeles și de asta au votat. După aceea s-au trezit, au speculat politic, da? S-a fost speculat politic de către oameni care eu nu i-am mai văzut în conferințe de presă până acum, au apărut acum, v-am zis ca ciupercile, după ploaie să vorbească ei de oportunitate, de teren, ei habar n-au trăit și poate fi înstrăinat, deci despre ce vorbim? Vă spun, deci am rămas siderat, dar trebuie să bifeze și ei politic ceva, că ce să zică? Că dacă erau în stare să facă ceva, îi puneau oamenii acolo, dar ei au arătat ce au făcut timp de 8 ani de zile, că au avut 8 ani de zile Consiliul Județean la ei. Unde a ajuns la sfârșitul meu, după primele conferințe de presă care le-am făcut și am arătat o mică parte din greaua moștenire. După aceea am stabilit și am spus, bă, știi, frumos și ca niște oameni cum cred că suntem considerați noi, că cum ne consideră lumea, hai să muncim, să ne facem treaba și mergem înainte, le tragem după noi și vedem ce om scoate la capăt. Când om scoate, om ieși și om spune oamenilor, da. Deci nu pot acum să vin și să mă plâng tot timpul în fața lor și să spun, uitați că eu sunt o victimă și eu vreau să fac, dar ăla nu vrea. Nu, oamenii au pus acolo să fim niște luptători și să ne zbatem pentru interese. Știți că s-au săturat de autovictimizarea asta pe care o fac. Toată lumea, știți, când nu face ceva, se victimizează. Punct. Că prinde la populație, că nu prinde. Eu știu că cel mai bine în față și în fața oamenilor și în fața tuturor e bine să-ți menții coloana vertebrală. Indiferent că ești catalogat într-un fel sau altul. Dar cel puțin cu tine ești împăcat. Eu vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația în emisiunea noastră. Sunt multe de spus, sunt multe lucruri pe care oamenii nu le înțeleg. Dar îmi doresc să cred că cei care ne-au urmărit în această seară au reușit să înțeleagă adevărul și nu adevărul acela fardat care ne este prezentat de oameni care nu neapărat ne vor bine. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, îi mulțumesc invitatului meu și să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși vinerea viitoare. O seară bună vă doresc!